Un scandal a izbucnit ieri în autobuzul Urbis care circulă pe ruta Baia Sprie Baia Mare. Un călător a fost agresat în mijlocul de transport de alți doi. Acesta a ripostat, iscându-se o adevărată bătaie. Încăierarea s-a petrecut sub privirile neputincioase ale mai multor călători, printre care și copii. Bă, de ce faci? Nu se știe care a fost motivul ce a dus la izbucnirea conflictului. Șoferul autobuzului a fost cel care a sunat la 112 și a cerut ajutorul poliției. Poliția a fost sesizată prin apel unic de urgență 112 cu privire la un scandal într-un mijloc de transport în comun care circula pe ruta Baia Mare-Baia Sprie. Polițiștii din Baia Sprie s-au deplasat de urgență pe strada Forestierului din Tăuții de Sus, unde în stația de autobuz a fost identificat un tânăr de 23 de ani. Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit faptul că acesta ar fi fost agresat de către un alt tânăr de 24 de ani din Baia Mare. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, dar și pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe.